Sunt două perioade mari din an când studenții devin brusc interesați de studii. Cu toate acestea, există probabilitatea să mă înșel. Vom merge chiar acum și vom vedea care este părerea studenților din Universitatea Ștefan cel Mare. Ce înseamnă pentru tine pregătirea pentru sesiune? Pregătirea pentru sesiune înseamnă multe foi, multe caiete. Bibliotecă înseamnă sală de lectură, înseamnă colegi care nu te lasă să înveți. Și înseamnă colegi care te ajută cu cursurile, cu informații și așa mai departe. Cu cât timp înainte te-ai pregătit tu pentru această sesiune? Intenția mea e de 2-3 zile pe examen, dar sincer, intenția mea a căzut pentru că cu câteva ore înainte învăț cel mai bine. Atunci când ești presat de timp, înveți cel mai bine în general. Și care crezi că vor fi rezultatele tale? Până în prezent sunt foarte mulțumită, am obținut note destul de bunișoare. Ce-i drept că am dat examenele mult mai devreme, chiar două într-o zi, pentru că voi fi plecată și mi-a fost puțin mai greu. Ce înseamnă pentru tine pregătirea pentru sesiune? Pregătirea pentru sesiune? Eu tocmai am terminat sesiunea, anul ăsta, vara asta mi-au licența, deci oricum înseamnă cât mai mult învățat pentru a promova orice examen, pentru, na, să nu avem probleme, pentru a nu ne crea probleme. Cu cât timp te-ai pregătit înainte pentru această sesiune? Fiecărui examen i-am atribuit cam 2-3 zile, depinde de greutate sau de, știu eu, alte lucruri. Și dacă tot ai terminat, bănuiesc că ai și rezultatele. Care au fost acestea? Sigur. Conform așteptărilor tale sau nu? Sigur, conform așteptărilor și foarte, foarte mulțumit sunt de rezultatele obținute. Dacă ar fi să mai faci încă o facultate, ai alege tot Universitatea Ștefan cel Mare? Cu siguranță, da. Dacă aș avea bani, toată viața aș face facultăți. Ce înseamnă pentru tine pregătirea pentru sesiune? Păi, pentru mine pregătirea pentru sesiune înseamnă mult nopți nedormite. Învățat mult. Încerc să recuperez ce n-am asimilat pe tot parcursul semestrului. Și cam atât. Cu cât timp înainte te-ai pregătit pentru aceste examene? Pentru aceste examene? Nu cu foarte mult timp înainte. Însă am încercat din timpul semestrului să nu las totul pe ultima sută de metri, dar nu știu dacă am reușit în totalitate. Și care crezi că vor fi rezultatele tale? Mai sunt optimistă și sper să fie bune. Sper să nu fiu dezamăgită din mine. Ce înseamnă pentru tine pregătirea pentru sesiune? Pregătirea pentru sesiune înseamnă multă învățătură, cursuri, nopți nedormite până pe la 3, multă lectură, să revăd cursurile, să revăd materia pe care am parcurs-o trec semestru și cam fără timp liber, stat în cămin și învățat. Cu cât timp înainte te-ai pregătit tu pentru această sesiune? Cam n-am prea început cu mult timp înainte, cu vreo câteva zile din... Adică încep fiecare examen să mă pregătesc cu vreo... cam în medie cu 3 zile înainte, că nu am timp să acord mai mult timp pentru un examen, dar încerc să învăț toată materia în acest timp. Care crezi că vor fi rezultatele tale în urma acestei sesiuni? Vor fi conform așteptărilor tale sau nu? Da, cred că da, pentru că încerc să învăț cât de mult pot și am un obiectiv pentru care vreau să-l ating și de asta învăț pentru ca să-mi ating acel obiectiv și cred că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Ce înseamnă pentru tine pregătirea pentru sesiune? Bine, în primul rând trebuie să am un plan foarte bine pregătit. E foarte complicat să mă concentrez de câteodată, de multe ori. Trebuie să beau cafea sau energizant ca să mă țin în picioare. Dar, în general, este foarte greu în sesiune. Cu cât timp înainte te-ai pregătit tu pentru această sesiune? Cu nimic. Eu acum de-abia m-am apucat să mă pregătesc. Mâine am examen, așa că acum plec spre bibliotecă să învăț. Și care crezi că vor fi rezultatele tale? Eu sper la ceva un 9 sau un 8, dar mă mulțumesc și cu 7. Sunt la inginerie. Pentru noi și 5 e ok.
Acestea au fost răspunsurile studenților din Universitatea Ștefan cel Mare, iar concluzia este că în funcție de timpul alocat pentru sesiune, acelea vor fi și rezultatele. Iar noi pe această cale nu putem decât să le urăm multă baftă și spor la învățat!